Salut, prieteni, sunt Angel și astăzi vom reveni din nou la răspuns la e-mail-uri. După ce am început această serie cu răspunsuri, mail-ul s-a umplut, așa că îmi cer scuze pentru întârzierea răspunsului. Voi răspunde tuturor prin video sau prin mesaj scris, dar până la urmă voi răspunde tuturor. De data aceasta avem o fată care ne întreabă, se numește Delia. Bună, Angel, de o săptămână am început să lucrez după filmulețele tale. Asta pentru a face masă musculară. Deci, este foarte bine. Pe lângă aceste exerciții am făcut și scări. Sper să nu slăbesc mai tare. Am 28 de ani și pot spune că mă chinui din liceu să mă îngraș. Am 43 de kilograme la 1,60 m înălțime. Deci destul de puține kilograme. Bun, în primul rând este foarte bine că ai luat inițiativă și te-ai apucat de exerciții. Nu știu exact ce exerciții ai găsit pe YouTube, deoarece am și exerciții de slăbit și exerciții pentru masă musculară, dar presupun că dacă scopul tău este să crești masă musculară, te-ai orientat la exercițiile care trebuie. Acum, legat de scări, sunt bune dacă sunt făcute cum trebuie și prin făcute cum trebuie mă refer cu greutate. Tot ce înseamnă alergat, sărit, țopăit este cardio, ceea ce nu este ok pentru tine, deoarece vei arde și mai multe calorii și nu vei reuși să pui nimic, nici masă musculară, nici un fel de greutate. Deci, dacă vrei să faci scări neapărat, poți să-ți iei două gantere să le ții în mână, poți să-ți iei niște săculețe de picioare dacă găsești de o greutate destul de mare, să zicem 5 kg fiecare săculeț. Dacă nu, ți-aș recomanda să renunți la scări și să te bazezi pe exercițiile de masă musculară, cum ar fi genuflexiuni, fandări, fandări în spate, la aparate, de exemplu, dacă mergi la sală, extensii pentru quadriceps, flexii pentru bicepsul femoral, presă pentru picioare și, la fel, să nu neglijezi partea de sus, da? Pentru spate, pentru piept, pentru brațe, nu este necesar să dai la fel de multă atenție părții de sus față de picioare, dar nu trebuie neglijată. Cât de curând vom porni un canal pentru fete unde vom avea antrenamente pentru slăbit, pentru masă musculară, la sală, acasă, nutriție și așa mai departe și va fi ținut de prietena mea. Deci, până atunci, va trebui să te bazezi pe aceste exerciții pe care tocmai le-am menționat, iar în momentul în care vom deschide acel canal, vom da drumul și la câteva programe scrise și video pentru fete și veți avea voi, fetele, în general, de unde să vă antrenați. Sper că te-a ajutat acest video. Dacă mai aveți orice fel de întrebare, o aștept pe e-mail angelfitness@gmail.com. Voi răspunde printr-un video sau scris. Așa că până data viitoare, mail, like, subscribe și ne vedem la episodul următor. Pa! Hey,